Legenda calului fermecat. Într-o noapte furtunoasă, o bătrână a venit la castelul prințului pentru a-i cere adăpost. Acesta, cum a văzut-o, a împins-o înapoi și i-a spus: cum îndrăznești să treci pragul prințului? Muncește pentru a avea adăpost aici. Atunci bătrâna s-a transformat într-o zână și i-a spus: pentru că nu ai milă de oameni și nu ai niciun pic de suflet, te vei transforma într-un cal, iar vraja se poate rupe doar dacă o fată îți va dărui ceva din inimă. Au trecut ani și ani și prințul era nefericit. Îi părea rău de comportamentul necivilizat pe care l-abusese față de bătrâna care i-a cerut adăpost în miez de noapte. În toți acești ani, prințese au venit să-i aducă daruri, crezând că vraja se va rupe și vor moșteni bani, dar fără niciun rezultat. Într-o bună zi, o păstoriță pe nume Giralda, care era îndrăgostită de prinț, culese o cală pe care o pregătise cu grijă. Pe spatele hârtiei, în care era împachetată cu grijă, pura și strălucitoarea floare era scris cu roșu mărțișor. Când a ajuns în fața prințului, el și-a spus în gând: de unde cunosc ochii aceștia limpezi și atât de sinceri? Fata i-a dat cadoul spunându-i: acesta este un simbol al iubirii care o am față de tine, prințe. Când prințul a atins mărțișorul, și-a recăpătat înfățișarea și au făcut nuntă mare și cu multă veselie. Prințul a hotărât ca în fiecare an, de 1 martie, să-și amintească de această întâmplare și băieții să le dăruiască fetelor mărțișoare în semn de recunoștință și iubire. Ionică mincinosul. Trăia odată un băiat, Ionică, căruia nu-i plăcea să-și ajute părinții. Dacă tatăl îl ruga să-l ajute, băiatul se prefăcea doar că face ce-i spunea părintele său. Tatăl se hotărăște să-l lecuiască. Odată vine feciorul înaintea lui taicăsu și îi spune: tătucă, ai spus că îmi vei face și mie niște opincuțe, dacă oi fi vrednic pe lângă casă. Că, uite, opincuțele astea vechi s-au ponosit. Rău este să fie cineva leneș și mincinos, dar și mai rău când pe deasupra mai e și futul. Și așa era Ionică, iar tatăl îi răspunse: bine, băiete, acum rămâne să-mi arăți și tu cât ești vrednic. Am să-ți arăt, tătucă, spuse Ionică. Urcă-te chiar acum în pod. Vântură bine grâul ce-i acolo și îndată ai să-ți primești răsplata. Pleacă Ionică, stă cât stă și pe urmă se întoarce. Am vânturat grâul, tătucă, să-mi dai opingile, să merg pe uliță și să pleznească băieții de necaz. Nu e adevărat, se supără tatăl. Haide cu mine și am să-ți arăt
că e așa cum spun. Se urcară amândoi în pod, vântură tatăl grâul în fața lui Ionică și când îl vântură, ce credeți? Sub grâu, el ascunsese o pereche de opincuțe frumoase, din piele galbenă, croite, cu găitane lucitoare de șnur negru închingate. Și s-a plecat băiatul să ia opincile. Tatăl nu l-a lăsat. Le-a luat din grâu, a coborât și le-a pus într-un cui pe perete, să vadă, să înțeleagă bine că minciuna are picioare scurte și întotdeauna o ajunge din urma adevărul. Doi călători. Tovărășia bună la vreme de primejdie se vede. Așa sunt dragostea și prietenia, de n-au temei. Se strică doar când bate vântul, dar de sunt trainice, pe cât se învechesc, atâta sunt mai bune. Se povestește că odată mergeau pe un drum printr-o pădure doi călători. Unul bătrân, învățătorul celuilalt, iar celălalt un flăcău în lege. Se tot silea bătrânul să-l învețe pe cel tânăr cum trebuie să se poarte în viață, cu cinste, cu dreptate și vrednicie. Mergând ei așa, aud un mormăit. Și ia câte vine spre ei un urs. Flăcăul, când aude și mai ales când vede ursul cu brațele ridicate, cu colții mari și albi, se înspăimântă. O ia la fugă și folosindu-și sprinteneala se urcă într-un copac. Bătrânul, ce să facă? Nu putu nici fugi, nici să se cațere în copac. Lăsată de învățăcel la îndemâna fiarei, se aruncă la pământ și stătu fără suflare. Vine și ursul flămând, mormăind amenințător, mor, mor. Vede bătrânul, îl miroase, crede că-i mort. Și ursul nu mănâncă mortăciuni, așa că pleacă mai departe. Trece primeștia. Se dă flăcăul jos de unde se urcase. Vine la cel bătrân și îl întreabă. Ce ți-a șoptit ursul la ureche, învățătorule? Mi-a spus, răspunse înțeleptul, că unde e pământul sterb, zadarnic mai arunci sămânță aleasă, că sfatul bun se prinde doar de mintea celui ce-l ascultă. Și mi-a mai spus să nu mai plec vreodată la drum cu oameni dintre aceia care de frică te părăsesc la cea din tâi primejdie. Așa a spus bătrânul, amărât până peste fire, că are un asemenea învățăcel. Iepurele judecător. S-a întâmplat odată ca un lup flămând să cadă pe neașteptat într-o capcană pusă de vânător. Încercă să scape, dar nu reuși și începu să strige din răsputeri după ajutor. Din întâmplare, tocmai trecea pe acolo o capră sălbatică, iar lupul îi spuse plângând în hohote: căpriță bună la suflet, salvează-mă și jur că nu vreau nimic de la tine decât să mă salvezi. Capra găsi o frânghie, legă un capăt al acesteia de propriul picior,
spunându-i lupului să se agațe cu labele și îl trase din groapă. De cum își recăpătă libertatea, lupului se năzări să se repeadă la capră, dar se gândi că ar fi mai bine să-i spună totuși câteva vorbe. Căpriță, acum când mor de foame, te rog să-mi mai salvezi viața odată și să-mi dai voie să te mănânc. Tocmai când era îngrosită, că nu mai are nicio scăpare, capra văzu un iepure și îi vorbi astfel. Iepure înțelept, te rog să te oprești o clipă să judeci pricina dintre noi. După ce ascultă cele povestite de cei doi, iepurele vorbi astfel. Nu am înțeles, așa încât vă rog să-mi arătați tot ce mi-ați povestit, ca eu să pot judeca drept. Fiind de acord cu hotărârea iepurelui judecător, lupul sări în groapa capcană și începu să o strige pe capră în ajutor. Atunci iepurele se duse pe marginea gropii și îi vorbi astfel lupului. Nerecunoscătorule, acum să-l aștepți pe vânător. Într-o bună zi, doi măgăruși se pomeniră legați de gât cu o sfoară, siliți astfel să stea unul lângă altul. Cum stătea unul cu spatele la celălalt, unul se uita la răsărit, în timp ce celălalt se uita la apus. La o oarecare distanță de în cele două părți opuse se aflau două grămăjoare frumoase de fân. Mirosul fânului, gâdilându-le nările, din ce în ce mai îmbietor, ei începură să tragă pe rând, unul într-o parte și celălalt în partea opusă, fiecare vrând să ajungă la fân. Dar cum amândoi erau la fel de potrivnici și sfoara scurtă, nici unul din cei doi măgăruși nu izputi să ajungă la fân. Pe măsură ce timpul trecea, creștea și foamea lor. Cât pe aici să moară sugrumați mai înainte de a muri de foame, când unul din măgăruși încercă să-i spună cu sfială celuilalt. Crezi că ar fi o idee bună să mergem așa unul lângă celălalt și să ne apropiem de prima grămăjoară de fân, apoi să facem la fel și cu a doua? Bună idee! Dacă nu vrem să murim sugrumați, cred că numai așa putem face. Hai să încercăm, se învoi măgărușul. Și ca doi frați buni de suferință, se așezară cu încredere unul lângă altul și isprăviră cât ai clipi prima grămăjoară de fân. Și tot alături, unul de altul, se apropiară de cealaltă grămăjoară. După ce se ospătară bine, primul întrebă: iar acum, dacă am pornit-o tot așa unul lângă altul, mergem spre râu să ne potolim setea? Mergem! Și într-adevăr, măgărușii au pornit-o spre râu, s-au răcorit și s-au plimbat pe marginea apei, fericiți că își uniseră puterile, în loc să tragă unul într-o parte și altul într-alta. Cum a fost furată vaca? S-a întâmplat odată că un melc, un fir de lână și un fir de iarbă au vorbit între ei și s-au înțeles să meargă împreună și să fure o vacă.
Ce vroiau cei trei să facă cu ea? Nu știu, dar cert este că cei trei furară vaca, iar apoi au început să se certe al cui e meritul pentru reușită. Eu sunt cel care am omit vaca, zise firul de iarbă. Bine, dar eu sunt cel care am luat vaca și am târât-o după mine, îi întoarse vorba firul de lână. Ce mai turavura, eu sunt cel care am gonit vaca de dinapoi, zise la rândul său melcul. Dacă nu eram eu, vaca nu venea. Dar i-a fost foame și m-a urmat, insistă firul de iarbă. Nu e adevărat, doar era la păscut, ripostă firul de lână. A venit fiindcă eu am legat-o. Nu aveți dreptate niciunul, doar mânata din spate merge undeva. Meritul este al meu, spuse melcul. Tocmai când se ciondăneau astfel, fiecare fiind foarte plin de sine și mândru de ceea ce făcuse, ajunseră la un pod. Acolo, vaca înghiți firul de iarbă dintr-o răsuflare fără să vrea. Vântul veni și suflă firul de lână drept în mijlocul râului, iar în ceea ce îl privește pe melc, vaca odată călcă cu copita din greșeală pe el, încât îl strivi pe loc. Cei trei, firul de iarbă, firul de lână și melcul, nu au ținut seama de puterile lor, crezându-se neasemuit de puternici și, drept urmare, au fost făcuți una cu pământul. Vaca, după ce păscu puțin aici, puțin pe acolo, traversă iar podul și se întoarse la cireadă. Păunul și curcanul. Era odată într-o curte un prea frumos păun cu pene colorate, cu coada împodobită, bătută parcă toată nestemată. Se plimba trufaș întreaga zi de colo până colo. Tot în ograda aceea se afla și un curcan. Măreț era păunul, dar și curcanul era gras, căci îl pusese stăpâna la îndopat. El mânca și se îngrășa. Păunul îl privea cu necaz. E oare curcanul în ochii stăpânei mai mult decât sunt eu? Se întreba păunul. Ce n-ar fi dat să fie el curcan, să-l îndoape stăpâna cu bunătăți? Curcanul locuia în curtea păsărilor. Păunul umbla liber prin o gradă, dar într-o bună zi s-a dus păunul la curcan și i-a spus. Privește în ce veșmânt sunt îmbrăcat, dar moț și gușă cum am eu, tu nu ai, a zis curcanul. Pe semne, pentru că e moțat, și cu mărgele roșii la gât, are curcanul mai multă trecere ca mine, și a zis în sine păunul. Nu vrei să-ți dau penele mele, să-mi dai mărgelele și moțul tău? L-a întrebat el pe curcan. S-a învoit să schimbe cu păunul. Și-au schimbat penele, mărgelele și moțul, și-au schimbat și cozile. Păunul a intrat în coteț. Curcanul a pornit să se preumble prin o gradă. Păunul era mulțumit. L-am înșelat pe prostul de curcan. Doar mie o să-mi dea stăpâna de acum înainte bucatele alese. Abia acum sunt pasărea cea mai de seamă. Tocmai venea stăpâna. Ea zise. S-a îngrășat destul curcanul. E bun de pus pe tavă. A luat de o aripă pe unul, i-a tăiat gâtul, l-a jumulit, l-a pus în tavă, l-a fript, l-a pus pe varză. L-au mâncat oaspeții. Curcanul a rămas, se preumblă și astăzi și face pe unul.
cine l-a pus pe nesătulul de păun să râfnească la bunul altuia? Iubirea de mamă. Era odată, într-o casă modestă la țară, o mamă greu bolnavă în pat. Toți copiii ei erau triști și descurajați. Era frică să nu se întâmple o nenorocire, să le moară mama, iar ei să rămână doar cu tatăl lor. Nu s-ar fi descurcat la fel de bine. Cei mărișori îngenunchiară înaintea icoanelor și se rugau lui Dumnezeu să o facă sănătoasă pe mama lor. Cristian, fiul cel mic, lăsase joaca și stătea toată ziulica la căpătuiul mamei întrebând-o: cât te faci bine, mămică? Băiețelul văzuse pe scăunel o sticluță cu doctorii și o întreabă: mămică, ce e sticluța asta? O doctorie amară de tot, scumpul mamei. Doctorul mi-a zis să o beau așa, amară, ca să mă fac bine, dar simt că e așa de amară, de nu o pot înghiți. Atunci bunul ei copilaș îi spuse: dacă e așa amară, mamă, să știi că o beau eu în locul tău, numai să te faci mai repede sănătoasă. Văzând cât de mult o iubesc copiii, câtă grijă aveau de casă, de ea și unii de alții, făcând singuri mâncare și curățenie, mama zâmbi cu bunătate. Ce minunați copii avea! Chiar dacă doctoria era amară, o lua în fiecare zi cu gândul la copiii ei. Din zi în zi, ea a început să se simtă mai bine, iar în cele din urmă învinse boala și, în scurt timp, coborâ din pat, făcându-se pe deplin sănătoasă. Acum era o mămică fericită și-a dat seama ce bine educați erau copiii ei, că sunt harnici, o ascultă și o iubesc, și era tare mândră de ei. Întrecerea între un crab și o vulpe. Într-o bună zi, un vulpe, mergând de-a lungul apei care curgea prin mijlocul unei poieni, văzu pe margine un crab nemișcat. Vulpea intră în vorbă: crapule, am auzit că ești cel mai leneș dintre toți ai tăi, că nu ești în stare să alergi de fel. Să fie oare adevărat? Spre necazul vulpii, crapul se trezi din amorțire și răspunse destul de repede: flecare-l cu mătrăvulpe, alerg la fel de iute ca și tine. Nu te cred, spuse vulpea, decât dacă primești să ne luăm la întrecere. Pun pariu că sunt mai vioi ca tine, spuse crapul. Și-au fixat locul de sosire și au pornit. Vulpea să alerge de-a lungul apei, iar crapul firește prin apă. Crapul era renumit de leneș, asta o știa bine vulpea, dar ea nu mai știa că, în schimb, era isteț. Așadar, de îndată ce s-a scufundat în apă, a și dat de veste și toți crapii, cât ai zice pește, au aflat de pariu și au hotărât să-i joace o farsă vulpii. Gâfâind din greu, vulpea, după ce alergase o bucată de drum, strigă înspre apă: crapule, m-ai ajuns? Iată-mă, aici sunt, îi dădu răspunsul crapul din dreptul ei. Și tot așa ea continuă să întrebe și crapul, aflat în locul cel mai apropiat de ea, îi răspundea. Când ajunse vulpea mai mult moartă decât vie la locul hotărât de sosire, abia mai sputi să întrebe dacă ajunsese și crapul. Și crapul, de lângă ea, îi răspunsele nevos, tăvălindu-se pe marginea apei: dacă ai ști de când aștept cu mătră vulpe, dar după cum văd, dacă am trecut multă vreme până să mă ajungi.
În cele din urmă, vulpea și-a dat seama că a fost păcălită. Din ziua aceea, n-a mai deschis gura să stea de vorbă cu crabii, iar dacă a mai deschis-o vreodată, a făcut-o doar ca să-i înhațe. Califul și nebunul. În vremurile de demult, se obișnuia ca toți cei bogați sau de viță nobilă să își țină pe la curți sau palate câte un nebun. Respectivul om nu era nebun de-a binelea. I se spunea așa pentru curajul lui de a spune anumite lucruri adevărate, dar care erau de cele mai multe ori defecte ale celor din jur, într-un mod hazliu. Astfel, onorata asistență se putea distra de minune. Nebunul de la curtea califului din Bagdad era un om deștept, iscusit și cu răspunsurile lui meșteșugite și cu glumele lui reușea să-și încânte stăpânul. Califul îl îndrăgi destul de tare și chiar și ceilalți curteni îl respectau pe nebun. Așa că se miră foarte tare când într-una din zile auzi strigătele lui dureroase venind dinspre camera tronului. Păși în încăpere și nu mică-i fu mirarea când văzu că străjerii îl snopeau în bătaie pe nebun. Încetați imediat, porunci el, de ce îl loviți? A îndrăznit să se așeze pe tronul măriei tale, spuse șeful străjerilor. Eliberați-l imediat, repetă califul. Sigur nu a vrut să facă o prostie. Nebunul, în schimb, plângea cu hohote și se tânguia nevoie mare. Termină odată, se răsti la el califul. Doar n-ai pățit nimic, nu-i așa? Nu pentru mine plâng, ci pentru tine, măria ta, explică nebunul. Pentru mine? Se miră califul. Bineînțeles, dacă pe mine m-au bătut așa de tare pentru că am stat puțin pe tronul tău, cât de tare te vor bate pe tine care stai pe el de atâția ani? Aici este diferența între mine și tine. Tronul este al meu, nu al tău, răspunse califul râzând. Albinele și bondarii la judecătorie. Albinele și bondarii se certau pentru că nu se puteau înțelege ai cui erau faguri de miere din stup. Albinele susțineau că ele au muncit să-i facă. Ai noștri sunt fagurii, susținau bondarii. Mierea noastră este dulce, chiar și oamenilor le place. Noi nu dăm nimănui nimic, răspunseră bondarii. Pentru că nu puteau cădea la înțelegere, ajunseră la judecătorie. Viespea, judecătoarea, nu reușea nicicum să stabilească adevărul. Erau martori care spuneau că au văzut cum din stup zburau insecte galbe-negre, dar ăsta nu era un indiciu pentru că și albinele și bondarii aveau aceste culori în aspectul lor. Viespea continuă cercetările, dar problema părea fără sfârșit. Într-un târziu, matca albinelor se sătură de gâlceavă. E timpul să oprim cearta, spuse ea poporului ei. Ne pierdem timpul în loc să muncim, iar mierea se strică în stup. Am o propunere, să construim un stup nou fiecare, atât noi cât și bondarii. Cel care va face cel mai frumos stup și îl va termina cel mai repede, va fi învingătorul. Bineînțeles că bondarii nu au acceptat propunerea, pentru că ei nu știau să construiască stupi. Judecătoarea află astfel că mierea nu putea fi decât a albinelor. Verdictul a fost:
să trăiești cinstit, să nu dăunezi altuia, să dai fiecăruia ceea ce îi se cuvine. Boabele de mazăre care au văzut lumea. Boabele de mazăre au crezut că lumea nu este altceva decât păstaia în care stau ele. Au fost foarte mirate când păstaia se desfăcu și au văzut lucruri nemai întâlnite până atunci. Acum, ce se va întâmpla cu noi? Se întrebară speriate una pe cealaltă. Prima dată au ajuns în mâinile unui băiețel care a pus boabele de mazăre într-o țeavă de suflat și le împrăștie cu ajutorul ei. Una dintre ele ajunse între cele două sticle ale unui geam unde o acoperi în timp un strat consistent de praf. În spatele geamului trăia o fetiță bolnavă. Părea că nu mai avea putere nici să moară, dar nici să trăiască mai departe. Se spunea că și așa era o minune, că supraviețuise atâta timp. Trecuse toamna, iarna și între timp venise primăvara. Într-una din zile, stând în patul ei, fetița se uită spre geam și observă că pe pervazul geamului creștea o plantă verde. Surprinsă, țipă de bucurie. Mama ei așeză patul sub fereastră să vadă planta mai bine. De-abia trecură câteva zile și la lumină planta a început să înflorească. Fetița, adunându-și toate puterile, se ridică din pat și se apropie de fereastră să mângâie floarea. Își spuse în gând, dacă ea poate să reziste aici, unde nu e pământ mult și nimeni nu-i pune apă, atunci eu pot să rezist și să mă fac bine. Mama intră în cameră și văzând-o la fereastră, privind floarea, spuse, tu ești mai puternică decât ea și ai putea să o îngrijești. Știi ce plantă este? Nu, o plantă de mazăre. Va face păstăi și înăuntru vor fi boabe. Astfel se vindecă fetița bolnavă. Ali Baba și cei 40 de hoți. Ali Baba muncea pentru a-și asigura traiul zilnic. Odată, împreună cu trei măgari, porni la tăiat lemne în pădure. Văzu în zare cum se apropia o ceată de călăreți de se ridica colbul în urma lor. Și-a ascuns măgari în tufișul, iar el s-a cățărat în copac. Și bine făcu, pentru că acești călăreți erau niște hoți care își aduceau prada la adăpost. Conducătorul lor descălecă și se apropie de o stâncă ieșită în afară. Sesam, deschide-te, spuse el. Ali Baba a văzut cu stupoare cum stânca s-a deschis și toată ceata a dispărut în interiorul ei. Petorul de lemne nici nu îndrăzni să răsufle. După puțin timp, stânca se deschise din nou și toți ieșiră. Ali Baba îi numără pe tâlhari. Erau 40 la număr. Conducătorul lor spuse, Sesam, închide-te! La această poruncă stânca se închise. Ali Baba, înainte de a se da jos din copac, așteptă ca hoții să dispară cu totul în zare. Încrezător și hotărât, spuse formula magică. Sesam, deschide-te! Stânca se deschise. Ali Baba intră și văzu că se află într-o peșteră în care hoții și-au ascuns toate comorile lor. Podoabe, giuvaericale, grămezi de aur și argint, covoare, sipete din lemn sculptat și arme de mare preț.
tăitorul de lemne adună atâția bani de aur cât puteau duce măgarii lui. După ce ieși, repetă iar formula magică. Sesam, închide-te! Și plecă de acolo cât putu de repede. Pe drum se gândea, nu înseamnă că am furat dacă am luat de la hoți. De atunci trăiește fericit. Pentru că avea un suflet mare, l-a dat și rudelor lui din comoara găsită. Camila și șacal. Șacalul a vrut să treacă pe malul celălalt al râului, dar lui nu-i plăcea apa. Căzu la înțelegere cu Camila. Dacă mă duci pe malul celălalt, îi spuse ei, o să-ți arăt unde se află o plantație de trestie de zahăr. Până tu te vei înfructa acolo, eu mă voi destula cu pește și creveți. În regulă, căzu de acord Camila, sar pe spinarea mea. Reușirea să treacă fără niciun fel de probleme, dar șacalul, pentru că avea stomacul mult mai mic decât Camila, se sătură mai repede decât ea. În timp ce aceasta mânca, șacalul începu să schelălăie. Auzind strigătele, s-au adunat țăranii înarmați cu bâte. Șacalul fiind mic, reuși să dispară, dar Camila nu scăpă de bătaie, fiindcă plantația de trestie de zahăr era a țăranilor, iar ei din asta trăiau. Erau supărați pe Camila, fiindcă le distrusese recolta. Scăpând din mâinile țăranilor, Camila fugi spre râu, dar înainte de a intra în apă, îl luă și pe șacal în spinare. Pot să aflu și eu de ce ai făcut așa un tărăbun? Întrebă ea în timp ce notau înapoi. După cină, întotdeauna obișnuiesc să cânt puțin, răspunse șacalul. Iar eu știi ce obișnuiesc să fac după cină? Mă joc în apă! I-o întoarse Camila și se afundă rău. Astfel șacalul nu scăpă de o baie adevărată în apele râului. Ud până la piele și scribulit. Șacalul înțelese că gluma făcută de el a fost total nepotrivită. Morala? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Balaurul cu 100 de capete. Un cavaler, pe când traversa pădurea, a zărit un balaur imens prin tufișuri. Mai văzuse el mulți balauri la viața lui. Cu unii se luptase și îi înviesese, dar ca acesta nu întâlnise până acum niciunul. Acesta avea o mulțime de gâturi, cu cel puțin 100 de capete pe ele și cu tot atâtea guri înfricoșătoare. Ar fi putut răzbi cu un balaur cu 3 sau 7 capete, dar cu unul ca acesta nu. Se gândi că în cazul acesta e mai înțelept să o ia la fugă. Vorba aceea, fuga e rușinoasă, dar sănătoasă. Foarte rău făcu. Tocmai din cauză că gâturile balaurului erau multe și se întindeau în toate părțile, fiecare cap îi spunea ce să facă. Să-l mâncăm, să-l ardem, să-l facem una cu pământul, să-l înghițim, să-l strângem în ghiare, să-l jucăm în picioare. Nu se putea hotărâ ce să facă și nu putea să iasă din tufișuri. Deci nu era deloc de temut. Mergând mai departe prin pădure, după puțin timp, cavalerul zări un alt balaur printre tufișuri. Acesta avea numai un singur cap. Cavalerul porni cu sabia întinsă să-l înfrunte. Balaurul, ce e drept, avea numai un cap, dar avea 100 de brațe. Și-a croit drum printre tufișuri cu ele și sări în fața luptătorului spunând: te prind în ghiare și te strâng, iar când suflu odată spre tine, te fac scrum.
zis și făcut. Și astfel Balaurul a învins pe nesăbuitul cavaler. Din asta putem învăța următoarele. Mai mult înseamnă 100 de brațe care se conformează deciziei unui cap decât 100 de capete care comandă și nu execută niciun braț. Cei trei leași. Împăratul simți că zilele îi erau numărate. Își adus aminte că încă nu luase hotărârea pe care dintre cei trei fii îl va lăsa urmașului la tron. Se gândi că fiii lui erau buni numai la un singur lucru: să nu facă nimic. Hotărâ prin urmare că îi va urma acela care se pricepe cel mai bine la nu face nimic. Își chemă fiii și îi întrebă care dintre ei este cel mai leneș. Eu sunt atât de leneș, spuse primul, că dacă înainte de culcare îmi cade ceva în ochi, mai bine nu dorm toată noaptea decât să mă obosesc să-l scot. Iar eu, spuse al doilea, dacă stau lângă foc și îmi cade vreo scânteie pe picior, nu mut piciorul pentru că ar fi prea obositor. Mai bine îl las să ardă. Iar eu sunt atât de leneș, se mândri al treilea, că dacă aș fi spânzurat și aș primi un cuțit cu care aș putea tăia ștreangul, mai bine aș rămâne spânzurat decât să mă obosesc să ridic mâna. O lene mai mare ca asta nu există pe lume. Tu îmi vei urma la tron, spuse împăratul celui de-al treilea, cel mai leneș fiu al lui. Tată, întrebară fii în cor, de ce vrei tu să lași urmaș la tron pe cel mai leneș? Pentru că poporul se va sătura odată de atâta lene și îl va atârna în ștreang. Vor alege apoi dintre ei pe cel mai vrednic și îl vor pune împărat. Și astfel poporul va avea conducătorul bun pe care îl merită, răspunse împăratul și plecă din sala tronului. Rămaseră fiii cu gura căscată și ochii bulbucați de mirare și de supărare că pierd tronul, după cele spuse de împărat. Vorba proverbului: leneșul se pricepe la trei lucruri: să mănânce, să doarmă și să se supere. Cele două care de pe cer. Ioan, tânărul uriaș, era foarte bun la suflet și ajuta pe toată lumea. Ca fierar, făcea orice lucrare îi se dădea și, fiind așa de puternic, putea lucra cât 10. Dar le cerea tuturor să respecte înțelegerea avută cu el. Era vai și amar de cel care dorea să-l păcălească. Atunci se înfuria și devenea de temut. Odată, un căruțaș venise la el să-i repare carul cel mare cu care aducea lemne din pădure. S-au înțeles la preț, dar când a revenit să-și ia carul reparat, căutând tot felul de tertipuri, a încercat să-i dea mai puțin bani față de cât le-a fost înțelegerea. Ioan, de supărare că omul nu e cinstit, l-a pus pe căruțaș în carul lui și îl aruncă sus pe cer. Soția căruțașului începu să-l certe pe Ioan că cere mulți bani și să-l lase din preț. Dar Ioan îi spuse: când ne-am târguit, a fost de acord,
omul trebuie să fie cinstit. După care o luă și pe soția căruțașului, o puse în căruța cu care veniseră și o aruncă și pe ea tot acolo. Femeia fiind mult mai ușoară și căruța mai mică ajunse mult mai sus decât soțul ei. Bărbatul o văzu când trecea pe lângă el, dar nu putea să facă nimic ca să oprească căruța în care se afla soția lui. "Vino aici!" îi strigă femeii din toți rărunghii. "Nu pot, vino mai bine tu aici!" îi răspunse femeia. De atunci cei doi, pentru că nu au plătit tânărului uriaș suma cu care se înțeleseră, alargă în continuu pe cer și nu ajung să se întâlnească niciodată. Astrologii au denumit cele două care după mărimea lor, carul mic și carul mare. Ele pot fi văzute pe cer în serile senine. Cutia Pandorei. În timpurile străvechi, la începuturile lumii, vechii zei au hotărât să creeze o femeie perfectă, ca răzbunare pe zeul lor Zeus, care crease bărbații. Fiecare dintre ei au înzestrat-o pe Pandora, așa au numit-o, cu tot ce aveau ei mai de preț. Frumusețe, deșteptăciune, înțelepciune, talent muzical, putere de convingere, hărnicie și multe altele. Chiar numele ei, Pandora, înseamnă cu toate darurile. După ce Prometeu l-a imitat pe Zeus, creind el însuși oameni, acesta s-a simțit jignit și a decis să se răzbune, așa că l-a pus pe Hefaisto să facă o cutie cu capac în care ceilalți zei depuseră toate relele. Doar zeița înțelepciunii a depus în cutie speranța. Într-un fals acces de bunătate, când Prometeu a furat focul din Olimp, Zeus i-a oferit-o lui Prometeu pe Pandora drept soție și cutia drept cadou. Simțind că la mijloc este un șir etlic, Prometeu a refuzat cadourile. Zeus s-a răzbunat dându-i-o pe Pandora de soție lui Epimeteu, fratele acestuia, și cutia drept cadou. Dar Epimeteu nu-și putu stăpâni multă vreme curiozitatea, vrând cu orice preț să afle ce este în acea cutie, până la urmă o deschise. Atunci, spre marea lui spaimă, începură să-și ia zborul din ea toate nenorocirile lumii, care de atunci se abat asupra oamenilor. Bătrânețea, bolile, teama, lenea, invidia, lăcomia, ura, vanitatea, egoismul, zgârcenia, suferința, moartea. Și se împrăștiară prin toată lumea. Încercă să lase cu repeziciune înapoi capacul cutiei, așa că în ea mai rămase ceva pentru omenire care să o ajute pentru a înfrunta toate nenorocirile. Aceasta era speranța. Cei doi samurai și servitorul. Un samurai se îndrepta spre Kyoto și era amărât că nu-și găsise niciun servitor care să-i care lucrurile. Pe același drum mergea un alt samurai care era amărât că nu-și găsise un servitor care să-l însoțească. După ce se întâlniră, au hotărât să continue drumul împreună. Trebuiau să-și care mai departe singuri lucrurile, dar măcar nu mai erau singuri. Mai târziu s-au întâlnit cu un țăran. L-au întrebat dacă ar vrea să fie sluga lor. Acesta acceptă cu plăcere în schimbul unei sume de bani. Samurai îi dă dură să le ducă lucrurile,
dar nu erau mulțumiți de el, fiindcă se mișca prea încet. Pentru a-i mulțumi, servitorul se oferi să le ducă și armele. Nu, spuse amenințător unul dintre ei, doar unui samurai este îngăduit să poarte arme. Unui om de rând ca tine nu îi este îngăduit. De departe se vede că nu ești luptător, spuse celălalt. Nici măcar nu cunoști codul samuraiilor. Armele le cunoști? Nu, stăpâne, răspunse servitorul. Samuraiul poartă două săbi, una lungă, katana, și una scurtă, bakizashi, explică primul samurai. Codul războinicului, Bushido, întotdeauna respectat, înseamnă onoare, respect față de cuvântul dat, de sacrificiu pentru împărat și de dispreț față de moarte. Esența codului războinicilor rămâne simțul datoriei, spuse al doilea samurai. Înțeleg, stăpânilor, zise servitorul, ce puteri mari aveți. Mă puteți omorâ după bunul plac, dar vă rog să nu o faceți. Am să vă slujesc cu credință. Știu, spuse al doilea samurai, că te vei strădui și vei fi un servitor bun. Apollo și păstor. Apollo, zeul grec al muzicii, era foarte mândru de cât de bine cânta el la liră. Nu avea seamă nici pe pământ și nici în cer. Într-una din zile, în schimb, află că Marsias, păstorul, știa să cânte la flaut la fel de frumos pe cât știa el la liră. Îl chemă, deci, pe Marsias pe insula Delphi să se întreacă cu el. Marsias a acceptat cu condiția ca judecători să fie oamenii, nimfele și satirii. Apollo nu a fost de acord cu el, dorind ca cele nouă muze ale sale să vină ca judecători. Așa a început concursul. Zeul și păstorul se înfruntară. Din instrumentele lor se auzeau melodii de o măiestrie rar auzită. Muzele erau judecătoarele. Marsia s-a cântat la flaut și a înfrânt lira lui Apollo. Apollo, auzind acest lucru, a cerut să mai cânte o dată. Atunci Apollo a cântat și cu glasul. În acel moment, muzele l-au declarat învingător. Marsias a zis că nu era corect, deoarece Apollo a cântat și cu gura. Auzind acestea, Apollo nemulțumit propuse o altă probă. Ar trebui să ne mai întrecem o dată, deoarece eu pot cânta cu lira când dintr-o parte, când din alta, pe când Marsias nu poate cânta decât dintr-o parte. Cinci muze au fost de partea lui Apollo și patru muze au fost de partea lui Marsias. Astfel l-a învins Apollo pe Marsias. A pierdut Marsias pentru că nu se poate cânta la flaut dacă este ținut invers. Săracul sufla și sufla, dar niciun sunet nu ieșea din flaut. Apollo, cu toate că a câștigat concursul, nu a primit nicio recompensă pentru că nu a reușit să-și învingă adversarul într-o luptă dreaptă. Au obținut oamenii focul. La începuturi, indienii nu aveau foc, dar știau de existența lui pentru că de pe insula tribului nevăstuicilor, uneori, vedeau ridicându-se nori de fum. Acolo odată, un fulger a lovit un copac și l-a aprins. De atunci, focul a fost prezent acolo tot timpul. Din păcate, indienii nu puteau să înoate până la insulă,
bărci nu știau încă să facă, dar iepurele le veni în ajutor. Le-a spus că va merge până pe insula nevăstuicilor și le va fura focul. Pot să sar și să fug mai repede decât ele, îi convingea el. Am să obțin focul, nu au cum să mă ajungă. Și dacă nu vei reuși? Întrebară indienii. Voi reuși, sunt sigur, răspunse iepurele. Ce vrei drept răsplată pentru ajutorul dat? Întrebă șeful tribului. Să nu ardeți niciodată pieile de iepure. Să le onorați purtându-le mereu. Așa va fi, încuvință tot tribul. Iepurele își umse capul cu ceară și porni la drum. Nevăstuicele l-au primit cu alai și sărbătoare și l-au invitat la un dans în jurul focului. Iepurele atât aștepta. În timpul dansului se apropie din ce în ce mai tare de foc, până când focul cuprinse ceara de pe capul lui. După care, cu focul pe cap, o luă la fugă. Nevăstuicele degeaba îl urmăriră, nu reușiră să-l prindă. S-au adresat pentru ajutor primelor spirite să stingă focul hoțului. Spiritele le îndepliniră dorința, dar iepurele s-a ascuns într-un copac scorburos în fața ploii și ieși numai după ce trecu furtuna. S-a întors în tabăra indienilor și le înmână focul care, începând de atunci, nu se mai stinse. Cinteza și Măcalandrul. Fierarul avea două fete. Cea mare era foarte frumoasă, dar încrezută și se numea prințesa. Pe aceasta tatăl nu o lăsa să facă nimic, era tratată ca o prințesă. Cea mică era și ea frumoasă, dar nu atât de frumoasă ca sora ei și se numea Cinteza pentru că îi plăcea foarte mult să cânte. Ea, în schimb, se ocupa de toate treburile gospodărești. În timp ce lucra, fata cânta și lucrul mergea cu spor. Tatăl era topit după fata cea mare. Spunea la toată lumea că numai un împărat o va putea lua de soție. Pe când pe cea mică o dă și primului venit. Pe Cinteza aceste spuse nu o deranjau. Mergând după apă la izvor, se împrieteni cu un fecior pe nume Măcălandru și în fiecare zi cântau niște cântece minunate împreună. Cinteza și-a găsit deja un soț, îi spunea în bătaie de joc sora ei cea mare. Sora cea mică nu spunea nimic, zâmbea și cânta mai departe. Era adevărat că îi plăcea de tânărul de la izvor și lui îi plăcea de ea. Într-una din zile veni la fierar un tânăr, nimeni altul decât Măcălandrul, care o ceru de soție pe Cinteză. Tatăl încuvință pe loc. Urma prințesa. După câteva zile a apărut la fierar un alt tânăr. Acesta era îmbrăcat în straie țărănești, dar toată lumea îl numea prințul. Tatăl nici o clipă nu se îndoi că tânărul era un prinț deghizat care venise pentru a o lua de nevastă pe fica lui favorită, prințesa. Dar ce mare le fu surpriza când se dovedi că prințul era un prinț numai cu numele, iar mirele Cinteze era de fapt prințul Măcălandru, verișorul regelui.